Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărțile de oracol Angelii pentru săptămâna 15-21 august. Să vedem ce energii vor fi, ce mesaje vin din partea divinității pentru această săptămână, care sunt mesajele divinității în acest moment pentru săptămâna care tocmai a început. Și voi face într-o singură variantă etalarea, nu voi face pe variante, ci doar într-o singură variantă. Dar voi folosi mai multe pachete de cărți de oracol pentru a fi o etalare mai aprofundată. Să vedem energiile generale ale săptămânii. Ce dorește divinitatea să știm, ce mesaj are pentru viața de zi cu zi, ce ne-ar putea fi de folos. Este o citire intuitivă, cu mesaje pozitive, motivaționale, inspiraționale, așadar. Vedeam cât de bine se potrivește cu ceea ce vă doriți să aflați, ceea ce vă interesează pentru această săptămână. Mesajele îngerilor și arhanghelilor, să vedem care sunt. Îi folosim mai multe pachete, tocmai pentru a avea o energie mai clară, mai multe amănunte pentru viața de zi cu zi. Aici sunt grăbit trei energii le pun, poate că au ceva de spus, mai mult decât de obicei. Dacă acestea se grăbesc, înseamnă că ele vor să spună ceva. Așadar, să vedem mesajele care vin pentru această săptămână care este... Wow, ce energie interesantă! Se vede că este o săptămână Sfintei Mării, pentru că este o săptămână foarte, foarte interesantă. Foarte, foarte interesantă. Deci sunt trei mesaje care vin. Foarte interesantă săptămână, să știți. Este venit și arhanghelul Hezediel Ezachiel, care vorbește despre puterea prosperității, despre creație, despre succes, despre bucurie, exuberanță. Este, practic, o săptămână în care bucuria își va spune cuvântul, în care fericirea naște fericire, bucuria de naștere la altă bucurie. E o săptămână a răsplății, aici văd și Akasha, tărâmul făgădurinței, tărâmul înțelepților, tărâmul cunoașterii, raiul chiar. Da? Raiul. Deci foarte multe persoane în această săptămână vor avea multe bucurii, multe reușite. Vor fi foarte creative. Deci o săptămână artiștilor, a spectacolelor, a întâlnirilor cu familia. Raiul cumva coboară în suflete și în familie. Apare iertarea, apare împăcarea. Poate că îți vei pune această întrebare. Ce anume sau pe cine trebuie să ierți sau cui vrei să ceri iertare. Uită-te înăuntru tău, spune aici mesajul, că vei găsi niște soluții, niște rezolvări. Ești o persoană foarte intuitivă
Și dacă te uiți înăuntrul tău, vei descoperi că ai o foarte mare înțelepciune care așteaptă doar să fie descoperită. Acordă-ți momente de liniște și reflexie, meditând și rugându-te pentru ceea ce sufletul tău dorește. Este timpul să acționezi mai târziu, nu acum. Acum doar fă pace cu tine, ai răbdare, mai studiază, mai învață, fă pace cu tine sau cu cineva. Este o săptămână a inițierii, e o săptămână a unor revelații. Vine aici încă o carte care spune acest lucru. De fiecare dată când o ființă umană se elevează, evoluează, practic în felul acesta înflorește în sufletul său mai multă dragoste, mai multă bucurie, își depășește niște bariere și poate face un pas înainte. Și mai multe persoane vor încerca să meargă după sine, după el. Deci sunteți un ghid, probabil, un far, sau veți căuta pe cineva, un maestru, veți căuta un ghid, veți căuta să vă luați după cineva, să învățați de la cineva, veți mai cere sfatul, poate. Este o săptămână a bucuriei, a fericirii, a bucuriei de a trăi, a bucuriei de a te întâlni cu prietenii, o săptămână în care îți vei descoperi niște daruri, niște talente, intuiția, cumva pentru, ești pe o cale spirituală, pentru foarte multe persoane această săptămână este o săptămână a unor adevăruri care se relevă, puteți afla multe secrete care vă sunt dezvăluite pentru a evolua, fie prin, le descoperiți prin intuiție, fie printr-o revelație, printr-o întâlnire cu o persoană specială care poate face parte din familia voastră sau o veți cunoaște, poate fi un profesor, poate fi un preot, poate fi un psiholog, poate fi un iubit, o iubită, veți avea de-a face cu persoane speciale, cu daruri, cu talente speciale. Este o săptămână împăcării, o săptămână în care trebuie să-și ceri iertare de la tine, de la cineva. Vine aici această întrebare, cui trebuie să îți ceri iertare sau pentru ce trebuie să-ți ceri iertare? Și mai vine un mesaj aici de la suflet pentru sufletul tău care vorbește despre umilință dumnezească și spune așa, ai dezvoltat conștiința plină de iubire a faptului că tu și toți ceilalți oameni sunteți asemănători, dar mergeți pe drumuri diferite. Adică nu te crezi poate nici mai bun, nici mai puțin bun ca alte persoane, ci doar consider că ești diferit, că ai alte preocupări. Nu ai preocupările celorlalți, așa cum nici ceilalți nu au cum să aibă preocupările tale, pentru că fiecare are propria sa cale, propriul său drum în viață, propriile sale dorințe, care pot coincide până la un anumit punct cu anumite persoane, dar nu într-o totul. Și dacă sunteți într-o relație dificilă cu cineva, poate că este timpul să înțelegeți dorința și să-i respectați dorința, pentru că o relație, chiar dacă poate promisiunea, e chiar riscant să promiți cuiva că vei fi cu cineva până la sfârșitul vieții, pentru că nu știi pe parcurs ce apare. Sigur, dorința ta este foarte bună, este lăudabilă, că atunci când te căsătorești, spre exemplu, promiți în fața divinității sau în fața ofițerului stării civile că vei fi cu acea persoană până la sfârșitul vieții. Lucrurile se pot schimba pe parcurs pentru că te schimbi și tu ca persoană, cât și cealaltă persoană. Poate se schimbă, schimbă prioritățile. În viața, practic, asta este o continuă transformare, o continuă schimbare. Nu rămâi constant, așa cum nici o plantă nu rămâne. Ea crește, se dezvoltă, mai înflorește, mai face ramuri, mai intervine și mâna omului, spre exemplu, nu? Când mai pune, o altoiește, spre exemplu, deci îi adaugă lăstar noi din altă specie, spre exemplu, etc. Deci, cumva, viața, văd că e o săptămână a înțelepțirii, o săptămână a maturizării, o săptămână în care fiecare începe să înțeleagă niște adevăruri și să se reinstaureze cumva pacea și liniștea, fie în propria persoană, cu propriul suflet, cu propriile gânduri, fie cât și în afară se restabilește o ordine, o justiție divină. Aici poate apare mai multă dreptate, aveți aici, apare darul arhanghelului Raguel în această săptămână, în care poate vă doriți iertare și justiție divină.
Acest dar spune așa, acest arhanghel Raguel: sunt emisarul înțelept al justiției divine. Sunt apărătorul angelic al celor prigoniți, asupriți, nedreptățiți, persecutați. Fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezească. Pentru că există o vorbă că nimic nu mișcă pe acest în univers fără știrea și voia lui Dumnezeu. Atâta timp cât tu îți dorești ceva, trebuie să te rogi divinității să te ghideze și te poate ghida, deci că ești într-o căutare a unor răspunsuri, a unei iertări și poate că alte persoane nu te înțeleg, poate că nu accept o anumită situație, fie că e vorba de o despărțire, fie că e vorba de altceva, dar nu au acele persoane nu au ele dreptul să te judece, să te din potrivă, chiar poate că ar trebui să te ierte sau să fie mai tolerante, dar asta nu ține de tine. Tot ce ține de tine este să te uiți înăuntrul tău și să cauți să-ți urmezi calea sufletului tău, care ai inimii tale, și să iei în calcul că celelalte persoane sunt diferite decât față de tine și nu ai de ce să te superi pentru asta. Și am mai știut o carte, chiar tocmai vorbește despre acest control, puterea, dorința de control. Încetează să mai dorești să controlezi totul sau să te mai preocupe de ceea ce gândesc alții. În felul acesta îți poți recupera energia vitală pentru a merge mai departe. Deci poate că este cazul să te relaxezi, să te odihnești, să îți readuci pacea și liniștea în sufletul tău, să nu te mai preocupe de ceea ce gândesc alții, ce critică alții, ce vor alții, pentru că nu este despre tine, este despre ei, critica lor, dorințele lor, despre ceea ce au ele în mintea lor, în sufletul lor, nu este despre tine. Despre tine este doar ceea ce e în mintea ta și în sufletul tău, în dorințele tale. Și tot ce trebuie să iei în calcul este că nu trebuie să te preocupi de probleme, ci de soluții și mai ales să accepti că fiecare suntem unici și suntem diferiți și nu putem să coincidă ideile la toată lumea. Poți găsi puncte comune care sunt pentru a avea mai multă pace și armonie. Aceasta este un punct comun pentru care fiecare și îl dorește și văd că în această săptămână veți fi mai apropiați de creativitate, de talentele voastre, că aveți aici foarte multe talente, daruri. Darul intuiției este o intuiție, nu toată lumea are o intuiție extraordinară, sunt persoane care au o intuiție mai puțin bună, dar voi se pare că e foarte posibil ca intuiția să aibă în această săptămână pentru toată lumea, mai mult sau mai puțin, niște semnale, să vă avertizeze asupra unor situații, veți avea un vis, o revelație sau intuiția care vă spune, inspirația, că inspirația practic ea ține și de divinitate, vine prin rugăciune, ești mai creativ, găsești soluții. Și poate că pentru unii dintre voi scopul vieții voastre este să vă manifestați această creativitate, acel talent care îl aveți de artist. Puteți fi un foarte bun artist, muzician, cântăreț, dansator, pictor, etc. sau artist în munca voastră creativă, indiferent că e artizanală sau despre ce e vorba. Este o săptămână așadar în care vă puteți bucura atât de vacanță, de munca voastră, de creația voastră, cât și poate să mai studiați, să cereți sfatul, să căutați această înțelepciune care vine din tărâmul Akashei, care vorbește despre cunoaștere. Akasha vorbește despre ceea ce poți să știi, poți să te vindeci. E o săptămână în care te vei vindeca, te vei duce poate undeva unde să te relaxezi, unde să zici că e raiul pe pământ, spre exemplu la băi. Sau vei cunoaște persoane care te vor ajuta. E o săptămână a vindecării, e o săptămână în care poți participa la niște evenimente importante, fie sociale, fie de vindecare, fie de pentru niște cursuri, etc. Deci este săptămână în care te poți conecta, poate și datorită credinței, că este săptămâna Sfintei Mării, te poți conecta cu energiile raiului, energiile îngerilor, ale arhanghelilor, ale artiștilor,
rugați-vă pentru că veți primi ghidare. Veți putea avea parte și de dreptate, de justiție pentru cei care sunteți poate nedreptățiți, vă considerați nedreptățiți. Veți căuta mai multă dreptate sau relații mai sincere, relațiile în care să fiți mai ajutați, sprijiniți, înțeleși, vindecați, cu duhul blândeței, cu prietenie. De aici că creativitatea divină se va exprima prin acțiunile voastre, prin întâlnirile voastre, prin prieteniile voastre. Și mai vine un mesaj aici care vorbește așa. Munca mea și planurile vieții mele acum se împlinesc foarte rapid și se realizează în siguranță și perfect. Mă pregătesc să primesc, să le primesc aceste reușite, aceste laude la adresa muncii, aceste premii și acum îmi pun întreaga încredere în mâinile divinității, în justiția divinității. Fac parte din tot ceea ce este bun și bine le va învinge. Un alt mesaj este, cu toate că întunericul și dificultățile mă pot perturba în drumul meu, eu îmi continui viața cu forță și curaj. Mă țin tare și toate dificultățile vor dispărea una după alta și voi realiza acum și realizez acum toate scopurile, toate dorințele care îmi stau pe suflet. Iert, deci cum ies ele toate în acea sintonie? Iert, iertarea. Eu te iert complet și te eliberez de toate obligațiile, să zicem așa, pe care am avut de când, pe care am crezut că le-ai avea față de mine sau pe care tu ai crezut că le-ai avea față de mine. Nu vreau să-ți fac rău, nici măcar cu gândurile mele. Nu am niciun fel de ranchiură față de tine. Mă simt liber și tu ești liber. Dumnezeul iubirii va da acum rezultate perfecte și totul între noi este din nou armonios. Te vreau prosper și fericit. Voi fi ghidat de dragostea lui Dumnezeu și las ca Dumnezeu să acționeze. Deci aici poate că e vorba de iertare, iertarea cu cineva, cu o persoană, un dușman sau o persoană cu care ai avut o relație. Cumva trebuie să te eliberezi de tot, că nu este despre tine, este despre acea persoană, ce a zis, ce a făcut. Nu ai nicio obligație față de nimeni și nici nimeni față de tine, că de aceea am zis mai devreme, vezi cum am intuit așa, că poate avea o legătură, pentru că atunci când te căsătorești, din păcate, trăim în secolul 21 și ar trebui să fim puțin mai responsabili, mai conștienți de ceea ce promitem, de ceea ce facem, că sunt promisiuni pe care nu le putem ține. Poate unele independent de noi, altele poate și datorită faptului că noi ne schimbăm, pe moment ni se pare ceva, credem că s-ar potrivi cu ceea ce avem noi așteptări sau cu ceea ce ne dorim și pe parcurs realizăm că nu mai corespundem, că vremurile nu mai sunt de așa natură încât să putem trece cu vederea anumite chestii, etc. Deci cumva aici ține că această iertare poate veni vorba de o relație, spre exemplu, care se destramă, o căsnicie și poate că sunt partenerul nu refuză să accepte un divorț, spre exemplu, și te critică, te judecă pentru că ai promis în fața ofițerului stării civile sau la biserică, ai promis că vei rămâne până la sfârșitul vieții și în felul acesta apoi îți poartă ranchiură sau te judecă, te critică sau direct sau indirect, că poate fi și prin acțiunile celorlalți care e așa ca un vârtej care îl sprijină, să zicem așa, are o echipă care îl sprijină și nu reușești să-ți găsești pacea și liniștea, dar trebuie să știi că uitându-te înăuntrul tău știi răspunsul. Raiul este foarte aproape de tine, trebuie să lași ca Dumnezeu să judece El, nu te preocupa tu de ce judecă alții, că nu e despre tine, ci este despre ei și tu știi în fața lui Dumnezeu adevărul. Divinitatea la fel, divinitatea te iartă, poate că trebuie să duci la preot și să te dezlegi de o căsnicie, spre exemplu, pentru că s-a legat prin, în fața lui Dumnezeu te-ai legat că rămâi cu o anumită persoană și te-ai divorțat între timp, poate din punct de vedere al justiției umane deja
divorțul este deja, dar poate că cumva în subconștientul tău lucrează acea energie a promisiunii și te învinovățești, poate chiar tu, poate că nu te învinovățește nimeni, dar te învinovățești tu. Și acea, e ca și cum ai dat o comandă unui calculator să anumită chestie și el dă în gol, pentru că tu nu mai vrei să folosești acel program, dar el a rămas programat. Trebuie să-i scoți acel program, cum ar veni, pentru că, în primul rând, consumă și baterie, consumă energie și îl și încarcă foarte greu memoria calculatorului și nu mai are loc pentru altceva mai bun. Și atunci trebuie să faci spațiu și acest spațiu vine prin această iertare. Poate de aceea este această întrebare. De ce ai nevoie să ierți? Pe cine? Sau ce? Ce trebuie să cureți? Ce energie trebuie să o transformi? Să o duci în lumină? Să o transformi în lumină? Poate că uitându-te înăuntrul tău, în sufletul tău, în mintea ta, ce dorințe ai? Ce îți dorești tu? Și mai vine încă un mesaj. Cred că deja l-am spus, mai repetam o dată, probabil că are legătură, mai prea să mai spună ceva încă o dată, că munca și planurile vieții voastre, a mele, deci pentru fiecare poate fi valabil, acum se apropie foarte rapid de reușită și în siguranță și perfect. Mă prepar să primesc răspunsurile, rezultatele și acum îmi repun în toată încrederea mea în justiția acțiunii divine. Fac parte din tot și tot ce este mai bun și mai bun pentru mine va veni și va învinge binele. Cam asta e din ce pot să spun, așadar, pentru această săptămână, mesaje care vin în acest moment din partea divinității sunt mesaje care vin foarte interesante, de iubire, de iertare, de pace, de vacanță, pare aici o energie și de dreptate și sinceritate și de creativitate, foarte multă veselie. Această noutate, această arbore al cunoașterii, practic, e aici arborele cunoașterii, în care veți avea parte de multe secrete care vi se vor revela, multe adevăruri, multă înțelepciune. Văd că e chiar cartea iubirii, e foarte multă iubire, prietenie, se naște o prietenie. Veți înțelege mai mult ce înseamnă. E o săptămână a norocului, totuși, de aici influența și a lui Jupiter. Pentru această săptămână aveți inspirație, scântei divine, creativitate, nu știu, idei geniale pot veni, poate veni o naștere, poate veni o iubire și secretă pentru unii dintre voi, poate fi vorba de o iubire secretă sau poate fi vorba de o dorință mai puternică de a vă apropia de credință, de religie, de spiritualitate, de ezoterism, chiar e o săptămână în care văd aici că este o săptămână în care veți avea de-a face cu arhanghel, cu serafim, cu tărâmul Akashei, raiul, să zic așa. Sunteți foarte aproape de divinitate, foarte aproape de a cunoaște miracolul divin. Poate e vorba de o vindecare, poate e vorba de o împăcare, poate e vorba de o idee genială, de o soluție, de o reușită în orice caz. Cam asta din ce pot să spun pentru această săptămână, deci poate fi o săptămână a miracolelor, a evenimentelor artistice, a vacanței, a raiului pe pământ. Văd aici pământul Akashei care vorbește de vindecare, vorbește de cunoaștere și de spiritualitate. Acestea fiind spus, eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!